Emisiune susținută de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Bună seara, bine ați revenit la Cină. Este emisiunea în care Adi Hădean gătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a primi, cum se cuvine, invitații la masă și pentru a le oferi o porție zdravănă de întrebări cu gust. Invitatul nostru din această seară este un polițist legendar cu o viață de roman. Comisarul Traian Berbeceanu este oaspetele nostru în această seară și Adi este pregătit să-l primească, așa cum îi primim noi pe toți invitații, cu mâncare bună și cu voie de asemenea bună. Da, am văzut, te-ai gătit excepțional, foarte frumos a sortat colierul ăla cu perle și niște chestii cu rochia ta de o culoare pe care nu pot să recunosc, dar probabil că sunt la fel ca orice al bărbat pe care l-ai întâlnit în viața Bine, ta. Bine, poți face o încercare totuși. E ok. Tare bine arată. Hai să mă stau eu la lucrurile la care cât de cât mă pricep. Tare bine arată bucata aceasta de carne, abia aștept să aflu ce faci din ea. Da, o să-i fac lui Traian și ție, normal, o sobucă, cum ar veni rasol de vită. Și e tare bun. Da, mă rog. Avem și hrean? N-avem hrean, dar nu e modelul ăla, adică nu-ți fac rasol de vită fiert cu hrean și cu niște legume. O să fac un osobuco așa semi-franțuzesc, semi-italienesc, adică cu niște multe legume tocate mărunt, puse într-o cratiță cu un pic de ulei să scadă frumos, frumos și bucățile astea de carne fripte așa pe parte pe alta, după aia puse în sosul ăla, sosul ăla fiind sosul ăsta de fapt, care e un amestec de legume roșii, ardei din astea, ce a făcut mama, un fel de ketchup de casă, știi? Asta voiam să zic, e făcut de mama ta, da? Da, e făcut de mama și pe lângă asta... Să rămână mama lui Adi. Un pic de vin, știi, când fric carnea, pun peste ea un pic de vin și pun capacul peste să, știi, ca la saună, dar o saună foarte plăcută cu miros de vin bun. Te-am văzut un pic mai devreme uitându-te la ceas, așa e că durează foarte mult. Nu durează foarte mult, durează, hai să zicem, cam 3 ore, 3 ore și jumătate, pentru că asta e o bucată de carne care are și destul de mult țesut conjunctiv, adică foarte mult colagen, are nevoie de o temperatură mai scăzută și de un timp de gătire mai îndelungat, dar merită așteptarea, adică nu trebuie să stai lângă oală, cratiță, ce ai tu. Poți să faci asta într-o tigaie pe plită, poți să o faci la cuptor dacă vrei, 150 de grade, 3 ore jumate și îți vezi de treaba ta, sau într-un slow cooker sau în ce mai are omul pe acasă, știi? Uitându-mă la bucata asta de carne, acum am realizat că asta e bucata aia de carne din desene animate, știi? Știi Tom și Jerry? Și bucata de carne care venea așa pe, nu știu, curgea pe stradă, da, și vedea un câine s-o fure, s-o ducă. Asta e bucata de carne. Și când eram mic, eram foarte pofticios și vedeam carnea aia așa la televizor și ziceam, băi, eu n-am văzut în viața mea o carne din asta, oare unde este? Precis în America, de unde sunt Tom și Jerry. Acum este la și la noi și asta o să mâncăm. Arată minunat, sunt două bucăți acolo, ne mâncăm pe săturate astăzi, da. Noi și echipa. Bine, între noi fie vorba, astea sunt două bucăți pentru 4 persoane. Cam acolo stăm, știi? Și măduva din os e foarte bună și ea, dar nu mai vreau să zic nimic. Mai bine gătim că durează un pic până și vine domnul Berbeceanu peste noi. Mă rog, nu vine peste noi, cum se ducea peste ea la 6 dimineața, vine la 9 seara, dar e oricât. Eu abia aștept să-l cunosc, îl știi, pe Traian Berbeceanu? Doar așa din znove povești zicători și de pe Facebook. De pe Facebook mai nou, unde e foarte activ, am văzut, și cu foarte mult umor. Da, păi cum? E cele mai bune bancuri cu milițieni, le știu de la milițieni. Autoironia funcționează și în această breaslă, iată. Da. Îl așteptăm cu drag, până atunci spor la treabă, Adi. Ceea ce pot reși să pregătesc masa, să pun vinul la rece și ce mai fac eu prin emisiunea asta? Păi, da, pregătește acolo întrebările, alea, să iasă bine.
comisarul Traian Berbeceanu vine în această seară la cină. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Sănătate, la mulți ani! Vă rog, luați loc! Mulțumesc! Eram mai încântat dacă mă așteptați cu un pahar de pălincă, că e oară de leam fin. Se rezolvă! Am glumit! Vă era dor de București? Da, da. Chiar pot să spun că mi-era dor. Ce faceți acum? Sunteți un soi de primar la Deva, nu? Primarul e cel ales, eu am fost numit, sunt administrator public. Ce înseamnă mai exact asta? Eu sunt cel care îl ajută pe primar și pe cei de viceprimari în gestionarea tuturor problemelor din primăria Deva, ce să zic, de la a tuturor serviciilor, direcțiilor, structurilor din primăria Deva. Sunteți la pensie de câțiva ani. Cine vă mai folosește astăzi experiența de 25 de ani de poliție? Da, sunt la pensie de mai bine de 2 ani, din păcate, din nefericire pentru mine, pentru că a fost o decizie pe care am luat-o cu mare greutate, însă am fost nevoit de legislația în vigoare să fac acest pas. Iar experiența pe care am dobândit-o și am dat-o la rândul meu mai departe este folosită de foștii mei colegi, de echipa mea, pentru că am avut șansa și norocul să am cea mai bună echipă de combatere a criminalității organizate la nivel național și membrii acestei echipe la ora actuală sunt în continuare în structurile poliției și ocupă funcții importante la diferite niveluri. Este o meserie de infarct, că practic aveați de-a face cu mafia. Da, este o meserie de infarct și la propriu și la figurat, pentru că puțină lume știe, de exemplu, că în cursul anului 2005, când eram șeful Serviciului de Combatere a Crimei Organizate și Corupției din Hunedoara, în timpul în care investigam activitățile infracționale unei grupări foarte importante, care acționa pe raza mai multor județe, la birou, după o acțiune care a durat foarte mult în timp, câteva zile și câteva nopți, în care noi nu ne-am odihnit, am dormit, am făcut exces de cafele, de băuturi energizante, de țigări, eu am făcut un preinfart. Deci este o meserie de infart. S-a întâmplat în activitatea dumneavoastră să vă râdă infractorii în nas? Da, s-a întâmplat și asta ne-a făcut să avem o determinare mai mare în a le dovedi activitățile infracționale. Și ulterior să le râdem noi în nas. Ce sentiment vă încearcă astăzi când auziți cuvântul interlop? Practic ați reușit să destructurați rețele importante din vestul țării. Da, este un pic excesiv folosit termenul ăsta din punctul meu de vedere. Termenul de interlop? Termenul și de cum interlop. Să spunem? Noi le spuneam, făceam o distinție între derbedei și infractori de drept comun, golani sau interlopi. Interlopii erau cei care desfășurau într-adevăr activități infracționale importante din sfera crimei organizate. Care e sentimentul care vă încearcă în momentul în care auziți acest cuvânt? Ce să vă zic, îmi vine să am dobândit probabil reflexul, îmi vine să mă duc la dulapul cu efecte, să mă îmbrac, să mă echipez și să plec la treabă. Dar îmi amintesc foarte repede că m-am pensionat și că sunt însă liniștit, că știu că virgulă colegii mei, de care v-am vorbit mai înainte, vor face acest lucru și îl vor face foarte, foarte bine. Asta înseamnă că vă e dor tare de meserie. Mi este dor foarte tare, da, și este toată viața am spus că este singura meserie pe care aș face-o cu plăcere. Dar se pare că mai am și alte opțiuni. Aveți două titluri, nu? De polițistul anului, în 2007 și în 2013. Da, așa cum este. Ați ajuns de la polițist de vârf în arestul preventiv? Păi cele două titluri de polițistul anului, de fapt, nu sunt ale mele, sunt ale echipei mele, pentru că au fost date ca și recompensă și ca și recunoașterea activităților noastre ca și echipă, ca și deci a celor de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia pe care am coordonat-o. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este unul dureros și cumva nefiresc pentru vremurile în care trăim, pentru perioada în care trăim. Am ajuns și pe mine m-a surprins, deși și eu și membrii echipei mele aveam semnale că împotriva noastră se pregătește ceva. Investigam niște dosare de macrocriminalitate economico-financiară cu prejudicii foarte, foarte mari, cu persoane foarte importante, cu niște societăți comerciale care desfășurau activități în zona evaziunii fiscale, de lapidării, spălării banilor și din activitățile
noastre, investigative, operative și tehnice, a rezultat implicarea unor procurori și polițiști care, simțind că ne apropiem de ei, au, având și pârghiile necesare la îndemână, au declanșat ei împotriva noastră ceea ce ulterior am numit eu o mărșovie judiciară. Ulterior au fost efectuate cercetări și față de noi și față de aceștia, am fost trimiși în judecată, noi am fost achitați de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru faptul că infracțiunile de care am fost învinuiți nu există, deci nu că nu există probe sau că nu am fi comis acele fapte, faptele respective pur și simplu nu existau. Iar cei trei au fost condamnați la pedepse destul de aspre de închisoare cu executoare, 7 ani, 5 ani și 3 ani. S-a încheiat povestea, astăzi putem vorbi despre mârșăvie judiciară, așa cum nu s-a încheiat, din păcate, în anul 2016 am primit noi sentința de achitare pe fond la completul de 3 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ulterior, în mod nejustificat și netemeinic și nelegal, DICOT-ul a tergiversat motivarea căii de atac, motivarea apelului un an de zile, deși erau obligați prin lege să o motiveze în maxim 30 de zile, însă nu există o sancțiune pentru asta și au profitat din plin. Pe când a început apelul, a apărut acele decizii ale Curții Constituționale, despre care știm cu toții și s-a vorbit foarte mult, a fost anulat primul complet de 5 care judeca cale de atac, am reluat apelul, a fost anulat și al doilea complet de 5, iar urma să reluăm apelul, ulterior a apărut o altă decizie, aceleiași curs constituționale care ar fi anulat și legalitatea constituirii completelor de 3 la care am fost judecați și achitați. Și în mod normal și firesc, dacă s-ar fi pus în aplicare acea decizie a Curții Constituționale, dosarul nostru, soluția dată de achitarea noastră urmează să fie casată și dosarul trimis spre judecare. Dacă s-ar fi întâmplat acest lucru, în opinia noastră niciun complet de judecată din lumea asta n-ar mai fi apucat să judece și să dea o soluție, pentru că apăreau, am impresia că în 2023, dacă am calculat bine faptele, acestora se prescriau. Și atunci am făcut o solicitare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin care am întrebat dacă am adresat mai multe întrebări care se refereau fix la această materie. Iar în ulterior a venit pandemia, s-au suspendat și procesele de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene și abia la începutul lunii astea sau la sfârșitul lunii trecute, nu rețin cu exactitate, CJU i-a pus concluziile exact pe care le-am solicitat noi. Așteptăm o decizie a CJUE pentru ca calea de atac, apelul să se reia, să fie judecat în câteva termene și sperăm să în cursul anului ăsta să primim o soluție definitivă. Iar cei vinovați să răspundă. În toată perioada asta ați simțit că viața vă este în pericol? Am simțit la început că viața mea era în pericol, dar nu asta a fost sentimentul cel mai deranjant. Sentimentul cel mai deranjant a fost că asupra noastră au planat totdeauna suspiciuni, deși am fost achitați, așa cum vă spun și v-am spus și vă repet, am fost achitați de un complet de 3 judecători în altei curs de casație și justiție, pentru că faptele de care am fost învinuiți nu existau. Dar până nu ai o soluție definitivă și chiar și după aceea, există oameni care își pun întrebarea de-a dacă oamenii ăștia au făcut ceva. Și totdeauna asupra ta va pluti așa o suspiciune de care nu poți să scapi. Iar un alt sentiment este acel sentiment profund de nedreptate cu care nici nu poți să te lupți. Deci este foarte greu. Acolo ar fi trebuit să fim învățați deja de pe acum. Haideți să mâncăm și continuăm. Sunt tot felul de nedreptăți și astea parcă sunt mai dure și mai profunde. Vă rog. Poftă bună. Ce avem aici? Cina din seara asta e un rasol de vită gătit la temperatură joasă, cu multe legume, cu un pic de vin, cu niște burieni, țară, piper, o ceapă verde, un usturoi. Și mai aveți acolo în farfurie și un pic de pâine. Mai aveți și în partea asta niște pâine făcute de noi în casă, care nouă ne place tare mult. Am urmărit mai multe ediții a emisiunii noastre și
Cred că vă uitați și la invitați, că mă încântă ce mi-ați pregătit, că am văzut că alții au mâncat sfeclă, săraci, burzici, spanac și vită, este ok. Foarte bun, Adi, mulțumim. Să vă fie de bine. Bun, mulțumim frumos. Ei, acum putem duce dialogul mai departe, nu? Da, categoric. Îmi vine în minte întrebarea, mai puteți să duceți, mulțumesc. Plăcere. Păi, nu prea am de ales, trebuie să putem. Plecaserăm la dialog de la întrebarea cum ați ajuns de la polițist de top în arestul poliției. Vă amintiți cum ați aflat decizia și vestea că trebuie să mergeți în arest? Cum ați primit-o? Am aflat-o în mod direct de la judecător, în sala de judecată. Ce să vă spun? Văd că aveți cartea pe care am scris-o și... Și să știți că n-am adus-o întâmplător, aș vrea în să moment... o și semnați, da, cum dacă tot sunteți aici. În momentul în care o să o parcurgeți, o să vedeți și răspunsul la întrebarea noastră. Capitolul referitor la arestarea mea nelegală și la perioada pe care am petrecut-o în arest, l-am scris cu foarte, foarte mare greutate, pentru că, efectiv, l-am scris la 3 ani după aceste evenimente și... le-am retrăit și atunci când le-am scris aveam nevoie de o anumită stare de spirit, inclusiv atunci când era vreme urâtă, ploua și era foarte urât și trist afară, puteam să o scriu. Altfel, chiar de câte ori am încercat, nu am reușit. Eu am cumpărat-o în urmă cu 5 zile, speram să o aduc mai repede curierul ca să o lecturez înainte de acest dialog cu dumneavoastră, n-a fost să fie, dar promit că o să o parcurg din scoarță în scoarță. Știu povestea pentru că ați fost vedeta știrilor de televiziune și de ziare multă vreme după arestarea dumneavoastră. Eu mi-amintesc atunci că erau ceva imagini cu dumneavoastră fără cătușe. Colegii n-au putut, n-au vrut să vă pună cătușe, nu este o procedură, mulțumesc foarte mult, care trebuie respectată? Nu este o procedură obligatorie și eu vă dau seama, fiind polițist 25 de ani și lucrând doar la structuri operative foarte importante ale Poliției Române și împreună cu colegii mei am băgat în arest mii de infractori, deci mii de infractori foarte periculoși, cunoșteam procedura și chiar le-am spus că nu trebuie să țină cont de faptul că suntem colegi, că sunt polițiști, că nu trebuie să se expună sau să aibă probleme și că nu am niciun fel de probleme față de ei să-și facă datoria. Dar chiar nu au putut și nu au vrut să facă lucrul ăsta. Și le-am mulțumit și în carte și le-am mulțumit de fiecare dată și le mulțumesc și acum. Pot să vă întreb cum a fost întâlnirea din arest cu cei pe care dumneavoastră i-ați trimis acolo după gratii? Și asta o să... citiți la un moment dat, am descris o întâmplare. Eram la Înalta Curte de Casație și Justiție în ziua în care s-a judecat recursul meu împotriva prelungirii arestării preventive, pe care ulterior l-am și câștigat și a fost pus în libertate. Și eram cu colegii de la Arestul Central din București, pentru că între timp fusese mutat aici și venise o mașină din aceea specială de transport deținuți. O dubă, nu? Da, de o dubă din aceea mare, de la un anumit penitenciar, nu știu exact de la ce penitenciar. Și în momentul în care au coborât mai multe persoane condamnate, urmau să fie duși într-una din sălile în altei curți, i-am recunoscut pe 2 dintre cei pe care i-a arestasem într-un grup infracțional organizat foarte periculos. Și le-am spus celor din escortă, sunt 2 pe care i-am arestat în gruparea aia și colegii mei, cei care mi-asigurau escorta, s-au panicat puțin și au încercat să facă un fel de zid între mine și ei. Da? Și-au dat seama foarte repede că nu a fost nevoie, pentru că aceia când m-au recunoscut, deja văzuseră și emisiunile de la televizor și au strigat și m-au încurajat ceva de genul, comisare, nu te lăsa, fii tare, suntem alături de tine. Deci un polițist arestat nu este o victimă în arest a celor pe care... Nu este o victimă, pentru că mi-amintesc cu foarte mare greutate de momentele astea și v-am spus că și atunci când le-am descris le-am retrăit și acum mi este destul de greu. Dar să știți că inclusiv în arest, când ne întâlneam la telefoane sau la plimbători sau în momente de astea în care interacționam cu persoanele arestate din alte
camere. Toți mă încurajau și se ofereau să mă ajute cu orice. Și eu și colegii mei ne-am făcut meseria cu foarte multă conștiinciozitate și fără să depășim nici limite legale, nici limite umane. Și nu am umilit sau pus în situații neplăcute nicio persoană, indiferent de faptele pentru care îl cercetam. Deci am tratat cu omenie și cu corectitudine și cred că au apreciat asta. Nu v-a fost teamă acolo, nu? Ba da, la început mi-a fost teamă, dar ulterior am înțeles că, din păcate, unii hoți au mai multă onoare decât alții care umblă liber pe străzi și pozează în persoane onorabile. Aș mai atinge un subiect delicat. Băiatul dumneavoastră era un băiețel pe vremea aia, avea 5 sau 6 ani. Ce i-ați spus? Ce i-a spus soția dumneavoastră? Știu că mergeați des în deplasări, nu? Datorită meseriei pe care o practicați la vremea aceea și erați destul de desplecat de acasă. Da, misiunile noastre durau adesea zile și nopți întregi, câteodată săptămâni întregi. Iar relația dintre mine și fiul meu, care avea în jur de 7 ani, știu că era chiar în clasa 1, era una foarte puternică. Noi am fost totdeauna foarte apropiați și era obișnuit, chiar și când eram plecat în misiuni, în fiecare seară să-l sun, să-i spun noapte bună, să-mi spună ce a făcut în ziua respectivă, să-mi spună că mă iubește și dormea copilul liniștit. Ei, când s-a întâmplat, că asta a fost probabil cea mai mare tragedie și de aia mi-a fost cel mai greu. Când s-a întâmplat să fiu arestat, vă dați seama, vă imaginați, colegii de la arest au vrut să mă ajute cu orice și le-am spus că nu am nevoie de absolut nimic decât să pot să-mi sun copilul în fiecare seară. Aveați dreptul la telefon? Da, aveam dreptul la telefon. Între timp, soția i-a spus că sunt plecat în misiune, că tatăl o să vină acasă. Greșeala mare a fost că s-a dus la școală, copiii au auzit discuții prin familie și copilărește și fără răutate i-au spus că tatăl tău este la închisoare. Și vă dați seama că le-a durut foarte mult. Soția a trebuit să-i updateze un pic povestea și a spus că da, este tatăl este la închisoare, în misiune. Au trebuit să intre acolo între hoți ca să dovedească că hoții au făcut lucruri rele, dar o să vină acasă. La un moment dat, lucru pe care foarte târziu l-am aflat, la destul de mult timp după ce am venit acasă, l-am aflat de la soție și de la părinți și de la socri, copilul meu, după ce vorbea cu mine la telefon și îl simțeam că îi se pâneacă vocea de plâns, încerca să se țină tare ca să nu-l simt eu, dar după ce se termina discuția dintre noi, se ducea la el în cameră, se închidea în dulapul de... în dulapul cu haine și plângea violent, de-a dreptul, până se liniștea. Deci sunt chestii care, dincolo de faptul că îți afectează cariera, că îți afectează onoarea și demnitatea, îți afectează foarte mult familia și copiii și soția și părinții și prietenii foarte apropiați. Deci toți au de suferit. Vă durea mai tare suferința familiei decât ce vi se întâmpla dumneavoastră? Da, mă durea și suferința familiei și a părinților, că părinții mei nici atunci nu aveau o stare de sănătate foarte bună, sunt bolnav cronic amândoi și destul de în vârstă. Mă gândeam că un asemenea șoc ar putea să-i facă să-i pierd și să nu-i mai găsesc când mă întorc. Și pe de altă parte, mă durea și mi-era foarte teamă de ceilalți membri ai echipei mele, pentru că știam că toți suntem vizați și încercau să-i execute efectiv judiciar cum au executat pe mine și pe ei, pentru a da un exemplu. Eu știu ce exemplu vreau să dea ei. Dar vă așteptați atât dumneavoastră cât și echipa dumneavoastră, nu? Să da, ne-am așteptat și am știut și am sesizat așa cum era legal și normal și conducerea poliției române și conducerea DICOT-ului pe celebra Lina Bica, care s-a dovedit a fi implicată până în gât în ceea ce ni s-a întâmplat. Se pare că am avut bună credință și încredere și n-am sesizat pe cine trebuia, deși alea erau pași legali și firești pe care trebuia să-i urmăm.
Aș vrea să mai vorbim un pic despre familia noastră, pentru că ulterior fiul noastră v-a dedicat o melodie. N-am să vorbesc despre cariera muzicală a fiului dumneavoastră. Nici nu are o carieră muzicală. Fiul meu este la început, cu foarte mare surprindere, din păcate, după toate nenorocirile astea, s-a dat cu maică-sa. E mai apropiat de maică-sa, așa cum v-am spus, înainte era mult mai apropiat de mine. Și soția mea este cea care îi se confesează. Eu, din păcate, aflu la sfârșit ce decizii au luat împreună. Dar m-am obișnuit cu asta. Vrea să devină polițist? Nici nu vrea să mai audă. Nu. După toate și care ne s-au întâmplat. Și eu și colegii mei de echipă ne distram copios, pentru că atunci când era meditel și înainte de a se întâmpla nenorocirile astea, le făcea plăcere să-l întrebe: Bogdan, tu ce o să te faci când o să fii mare? Și el zicea că o să facă șef la crimă organizată. Deci era hotărât să vină direct în locul meu, fără să mai parcurgă alte etape. Dar nici nu vrea să mai audă de cariera asta. Mă întorc un pic la această carte. Mulțumim foarte mult pentru cele mare scrise drag, și eu vă mulțumesc aici. Că ați ales să o citiți. Promit, am promis și mă țin de cuvânt. Dacă vreți la următoarea întâlnire, mă ascultați la lecție. Da. E o fată foarte serioasă din Călăraș și când zice ceva, face. Face până la urmă. Eu am zis în debutul acestei emisiuni că viața noastră poate fi viață de film. Nu s-a oferit nimeni să facă un film? Ba da, prin carte am scos-o cu sprijinul foarte puternic al editurii Curtea Veche Publishing, cărora le și mulțumesc. Tot Curtea Veche Publishing este în discuții și urmează probabil cât de curând să fie semnat un contract pentru ca povestea aceasta să fie și ecranizată. Pe cine ați vedea în rolul lui Traian Berbeceanu? Nu știu, chiar nu mă pricep. Pavel Bartos. Dar este o informație pe care o aflăm în premieră, va fi un film radiografic. Mai frumos ca Pavel Bartos. Am glumit. V-ați întâlnit cu cei din cauza cărora ați mers în arest? Da, păi vă imaginați că suntem trimiși în judecată împreună și termen de termen, zeci de termene, ne-am întâlnit în altă curte de casație și justiție. V-au privit în ochi? Nu m-au privit în ochi. Deși aș fi fost curios de asta. Evită să se uite spre tine. N-aș vrea să discut despre atitudinea lor. Sunt absolut convins că la un moment dat fiecare plătește după faptele lui. Credeți că binele învinge întotdeauna? Se separă mereu adevărul de minciună ca uleiul de apă? Nu știu dacă mă învinge totdeauna, dar de data asta o să învingă, sunt absolut convins. Deși mai aveți un pic de tras. Mai avem un pic, da, dar suntem, și eu și colegii mei suntem foarte determinați să mergem până la capăt. Domnule Berbeceanu, uitându-mă doar la titlu, Radiografia unei mârșăvii judiciare, mă întreb eu, omul simplu, cetățeanul Ionel Anăstase din România, să mai aibă încredere în justiție? Da, pentru că și eu, deși am trecut prin asta, prin nenorocirea asta, și eu și colegii mei avem în continuare încredere în justiție. Pentru că, până la urmă, justiția ne-a judecat pe fond, justiția ne-a găsit nevinovat și ne-a achitat. Faptul că câteva persoane din mediul judiciar, polițiști sau procurori, au ales să treacă linia roșie, să treacă de partea infractorilor, nu înseamnă că întreaga justiție este așa. Credeți așadar că este un caz izolat ce vi s-a întâmplat dumneavoastră sau mai pot fi? Am scris și în carte și sunt cumva nedumerit. Cât am fost ofițer operativ și v-am spus, în structuri foarte grele și foarte importante, la judiciar, la omoruri, la crimă organizată, nu am crezut în mitul arestatului nevinovat. Acum, după ce am trecut prin asta, sunt un pic mai rezervat în a spune că nu există arestați nevinovați. Și asta ne sfătuit și pe noi să credem? Sfatul pe care nu pot să dau sfatul, dar cred că trebuie să avem încredere cu toții că justiția este pe drumul bun, că se reformează continuu și că până la urmă adevărul iese la iveală.
Deci mi-ați răspuns și la întrebare, până la urmă, da, bine le învinge și da, să sperăm că și ecranizarea acestei cărți va avea un final fericit. Schimbând brusc subiectul, cum se îmbină poliția cu politica? Păi eu nu sunt om politic și nici nu îmi place să fac politică și chiar îmi place să ironizez. Am văzut pe Facebook. Da, indiferent de partidul din care fac parte, atunci când cred că se depășesc niște limite și se greșește, îmi place să glumesc și să ironizez. Eu nu sunt un politic și nu o să fac niciodată politică, dar am dobândit oarește experiență în perioada în care am fost directorul de cabinet al Ministrului de Interne pe zona de administrație. Ulterior, mi s-a solicitat într-o perioadă foarte grea să preiau prefectura București. Am preluat-o, fiind vorba tot despre administrație, și împreună cu echipa de acolo am reușit să trecem Bucureștiul prin valul 2 al pandemiei. L-am luat la niște indici de contaminare foarte ridicați. După care l-am dus sub 3 la mie. M-a lăudat Dacian Cioloș, da. Îl sfătuiesc să, dacă sunt oameni pe care mai prețuiește și apreciază, să nu-i mai laude că public n-are mână bună, da, să încerce să se abțină. Câtă vreme ați fost polițist, ați văzut în activitatea noastră legături nefirești între politicieni și lumea interlopă? Da, sigur că da. Asta am investigat, asta am cercetat și în foarte mare măsură crimă organizată nu poate să se dezvolte fără sprijin din partea autorităților și a mediului politic. Vă întreb altfel, credeți că există politicieni care satisfac solicitările interlopilor? Nu cred, sunt sigur, pentru că au fost o sumedenie de politicieni pe care i-am și trimis să judecat, au fost și condamnați și o să regăsiți și astfel de aspecte în carte. Vă mai întreb tot în zona asta, dacă au venit către dumneavoastră telefoane, comisare Berbeceanu, potolește-te că altfel ce-or fi zis ei acolo? Un anumit moment, fără falsă modestie, vă spun că și eu și membrii echipei mele aveam un renume care nu ar mai fi permis astfel de ingerințe și astfel de presiuni. Dar au fost? La început au fost, da. Dar cum se desfășoară o astfel de acțiune, un astfel de telefon? Cum vine? Adică ce spune cel de la celălalt capăt al firului? Cred că în vremurile acestea nu se mai întâmplă la modul ăsta, dar prin anii 2000, când investigam niște infracțiuni săvârșite de către un fost om politic, de către fostul primar al municipiului Deva, împreună cu structurile DICOT, de la acea vreme structurile centrale ale DICOT, nu se desfășoară. Pur și simplu am fost sunat și mi s-a spus, nici nu știu ce eram, cred că eram capitan, că era înainte de demilitarizarea poliției, și mi-a spus, capitan, ai 3 minute să părăsești biroul primarului sau părăsești poliția, ceva de genul ăsta. Și ce ați părăsit? N-am părăsit nimic. Păi nu v-au dat de ales, biroul primarului sau poliția? Bine, nu, n-am părăsit nimic, dar la modul ăsta se desfășurau lucrurile în perioada aia. Sunt convins că nu se mai întâmplă așa. Dacă se întâmplă, se întâmplă, au dobândit și ei pe experiență, cei care sunt predispuși la astfel de fapte, cred că sunt mult mai elevați în acțiune. Ce vă dă convingerea asta că nu se mai întâmplă? Exact, v-am răspuns mai înainte. Cred că au evoluat și eu odată cu vremurile și sunt mai abili. În sensul că sună, bună ziua, domnul Berbeceanu, cu tare e băiat de treabă. Da, sau probabil nici nu mai sună, încearcă să te tragă pe linia moartă prin alte metode. Nu știu, nu mai sunt în sistem și nu vreau să fac supoziții. Acum combateți pe Facebook, am văzut că sunteți foarte activ. Vă amuză? Vă folosește profesional? Nu folosește profesional, dar este o rețea de socializare. Interacționez și eu ca și noastră și ca și Adi și ca și oricine cu... Am cunoscut și oameni excelenți pe Facebook, pe unii încă n-am apucat să îi cunosc în mod direct, dar de-abia aștept să-i cunosc. Asta înseamnă că sunteți pe bune prieteni virtuali, nu? Da, suntem prieteni virtuali, chiar și interacționăm foarte des cu unii dintre ei. Pentru prietenii virtuali v-aș ruga să facem împreună o fotografie, este sensul acestei emisiuni. O fotografie pe care o postăm pe site-urile noastre de socializare.
Care a fost ultima postare pe care ați făcut-o dumneavoastră? Nu mai știu exact. Nu știți? Nu mai știu, chiar nu mai știu exact. Nu știu dacă cea cu Vlad Voiculescu, gluma cu Vlad Voiculescu. E deja istorie, e de istorie, dar îmi pare rău că am făcut-o. Eu pe Vlad Voiculescu chiar îl prețuiesc și am o relație bună cu el. Apropo de ce e în zona internetului, cât din ce scrie mass media reprezintă sursă de inspirație, poate, pentru combaterea criminalității? Contează informațiile pe care jurnaliștii le dau în media? Ca informație primară, uneori le-am folosit și noi, dar nu mai mult decât atât. În mediul judiciar ai nevoie de mult mai mult, dar poate să-ți folosească ca și informație primară. Aveți emoții acum? Nu, nu am emoții, așa simt eu. Nu, vă rog. De ce? Pentru că aveți acel șervețel pe care de vreo 20 de minute îl rotiți așa între degete. A devenit șervețelul meu preferat, probabil. Bine, ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. Revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi! Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica, continuă după publicitate. Bine ați revenit! Sunteți La Cină, emisiune oferită de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Ne-am întors, suntem la cină cu un invitat special în această seară. A venit direct de la Deva, la București, la noi în sufragerie, comisarul Traian Berbeceanu. Mai sunt pe final de emisiune 10 întrebări, le adresăm tuturor celor care încă sunt 10. Prezenți. Încă 10. Încă 10 mai sunt. Mai okay. Duceți 10? Ducem. Trebuie să mergeți la țigară. Lăsați-vă de fumat. Continuăm cu întrebările. Bun. Dacă n-ați fi fost polițist, ce altceva v-ar fi plăcut să faceți? Nu știu, am răspuns și mai devreme, nu cred că mi s-ar fi potrivit altceva. De altfel, o să citiți și în carte, înainte de a fi polițist, am fost un an de zile profesor de fizică și de discipline, de specialitate. Și așa cum mă totolesc și mă joc cu șervețelul ăsta, așa făceam și nore, deci nu găseam locul și nu aveam răbdare. Cred că, ca și profesor, nu am niciun pic de pedagogie în mine, dar... Și în acea perioadă am fost foarte apropiat de elevi și am avut o relație excelentă la amândouă licee la care am lucrat. Mama este profesoară de limba română, tatăl este polițist. Am încercat să urmez meseria mamei. Nu mi s-a potrivit și am constatat că cea a tatălui mi s-a potrivit foarte bine. Soția ce face? Soția este cadru didactic și ea și este inspector școlar. Când ați plâns ultima dată? S-a înregistrat? Atunci n-am plâns niciodată. Nu, e doar pentru noi aici. Puteți să ne povestiți așa, relaxat, cum ați povesti unor prieteni. Când am fost pus în libertate. Cred că a fost o descărcare nervoasă mai mult. Dar au fost de crocodil. V-au surprins și pe dumneavoastră? Da, m-au surprins și pe mine. Deci pur și simplu a fost o răbufnire, nu m-am putut controla și... O dura puțin, oricum. Ce sau cine vă lipsește astăzi? Anterior, nenorocirii prin care am fost nevoiți să trecem, aveam un unchi, fratele tatălui meu, fratele mai mic al tatălui meu, care a fost un extraordinar de bun inginer geolog în Deva și locuia chiar în proximitatea blocului în care eu locuiesc cu familia. Era pensionar și... avea un început de Alzheimer. Noi, eu și soția, ne ocupam de el, soția îi gătea, îi făceam cumpărăturile, venea foarte des la noi, era foarte atașat de Bogdan, de fiul nostru. Adesea când eram plecat și eu și soția, stătea cu fiul nostru, l-a învățat și șah, era foarte apropiat de fiul nostru. În momentul în care s-a întâmplat nenorocirea asta, Minu, pentru că așa îi ziceam noi, a încercat să ia legătura cu părinții mei care erau dărâmați și nu-și găseau ei liniștea. O căuta pe soția mea care era ba la mine la arest, ba la proteste, ba la emisiuni de televiziune, ba la servici, ba se ocupa de Bogdan și nu a avut răgazul necesar să-i ofere toate explicațiile. Și așa cum a spus, era și un pic bolnav, avea un început de Alzheimer și în perioada
respectivă, eu arestat preventiv, nelegal fiind, unchiul meu a dispărut. Nu l-am mai găsit. Și eu am fost arestat nelegal în octombrie, în noiembrie am fost pus în libertate, 2013, și în primăvara anului următor, în 2014, colegii mei de la IPJ Hunedoara, de la judiciar, l-au găsit într-un lac din apropierea Devei înnecat, cu un rucsac în spate. N-am înțeles nici eu, nici familia și nimeni n-am înțeles niciodată dacă a fost un accident sau a fost suicid, dar sunt convins că dacă nu ar fi fost acele întâmplări nefericite și viața nu mi-ar fi fost curmată într-o direcție nefericită, unchiul meu ar fi trecut de el, mi-este cel mai dor. Adesea mi-este foarte dor de el. Care este cuvântul care vă descrie cel mai bine pe dumneavoastră ca persoană? Nu știu. Consecvența, probabil. Da, cred că consecvența mai mult decât orice. Ce nu vă place la români? Că nu sunt nemți. Aveți datorii? Da, am și datorii materiale și datorii morale. Față de părinți, față de societate, față de prieteni, față de profesorii pe care i-am avut și în școală și în facultate, față de profesorii cu ghilimele de rigoare de judiciar pe care i-am avut în cariera de polițist, ca și datorii morale. Iar datorii materiale m-am avut toată viața mea, am stat dintr-un credit în altul. Asta înseamnă că nu se câștigă foarte bine în poliție? Se câștigă bine și, cum le-am spus și totdeauna când ne plângeam între noi, ziceam, bă, avem salarii peste medie și chiar dacă sunt, din punctul meu de vedere, pe deplin justificate, pentru că faci sacrificii și eforturi foarte mari, trăiești decent din salariul de polițist. Și din pensie? Aproape decent. Aproape decent. Da. Ce ați face cu banii dacă ați câștiga la loterie, apropo de bani? I-aș prăpădi. La mine nu stau banii. Nu știu să fiu absolut deloc econom cu propriul buget, să nu se sperie de venit acum ca administrator public. Aș putea să cheltuiesc fără discernământ banii publici. Nu sunt un tip econom și așa am fost toată viața, am cheltuit cât am avut. Cine vă așteaptă acasă? Familia, căței mei, părinții. Mulțumesc lui Dumnezeu, are cine să mă aștepte. Când ați spus ultima dată, îmi pare rău? Cred că o spun destul de des. Era să spun zilnic, dar pe urmă se interpreta că fac multe greșeli. Da, greșiți așa mult? Da. Nu, o spun fără niciun fel de rezerve. Deci totdeauna mi-asum și greșelile și erorile, le recunosc și încerc și scuze dacă se impune, fără niciun fel de rezerve. Este ultima întrebare. Care este cel mai mare regret din viața dumneavoastră? Nu am regrete majore și sunt fericit pentru asta. Chiar nu regret nimic. Tot ce mi-am propus și răspund la prima sau a doua întrebare când am spus că mă consider un tip consecvent, tot ce mi-am propus am reușit să îndeplinesc. Deci chiar nu am regrete. 10.1, mai acceptați o întrebare? Da, apropo de tot ce v-ați propus, ați reușit în viață, ce vă propuneți? Nu știu, să vă întoarceți la catedră, să candidați pe o funcție acolo la DEVA, să veniți înapoi la București în politica mare? Nu vreau să intru în politică, v-am spus și vă repet, nu sunt om politic și nu o să pot să fiu niciodată om politic pentru că sunt extrem de sincer și de direct. Și dar membrul de partid nu e om politic? Nu. Nu. Nu, nu, eu din punctul meu de vedere nu este un politic. Ca și tehnocrat, însă, la momentul la care voi aprecia că este nevoie și că se poate și dacă mi se și face o astfel de ofertă, cred că aș accepta să mă întorc la Ministerul de Interne ca și tehnocrat. Să pot să dau înapoi Ministerului ceea ce mi-a dat 25 de ani. Vedeți cum am încheiat cumva rotund? Cu asta am început. Cine vă folosește experiența aceea de 25? Da, aveți stil. Vă întoarceți la minister
consilier, secretar de stat, ministru? Nu este foarte importantă funcția, este important să mă întorc într-o poziție în care să pot să fac ceva, nu doar să stau în vitrină, să mă arate lumea, uite la Iberdeceanu, hai să facem poze. Deci chiar să pot să pun în valoare ceea ce am învățat 25 de ani. Vă mulțumesc. Adi, mulțumim foarte mult pentru masă. Mulțumesc și eu, să vă fie de bine. Domnule Traian Berbeceanu, dacă v-a plăcut, mai poftiți. Mulțumesc mult de tot. Avem și spanac. Sfeclă. Și sfeclă. Bine, o să încerc să aflu de la colegii din platou când este carne și voi veni atunci. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați primit în case și în această seară de sâmbătă. Ne revedem și săptămâna viitoare, tot sâmbătă, ora 21 la cină. Pe curând! Emisiunea v-a fost oferită de Tefal, Domeniul Bogdan și Aqua Carpatica. Ne revedem săptămâna viitoare!